În regulă, vă spun bun venit și vă mulțumesc pentru prezența la conferința de presă a Consiliului Județean Neamț. Am alături de mine vicepreședinții Consiliului Județean Neamț, domnul Laurențiu Dulamă și domnul Ionica Saftei, și le mulțumesc pentru prezența lor alături de mine. Astăzi a fost o zi istorică, aș putea eu spune, pentru Consiliul Județean Neamț. O zi în care plenul Consiliului Județean Neamț a aprobat investiții extrem de importante pentru județul Neamț. Investiții în infrastructura de sănătate, în primul rând, pentru județul Neamț, și investiții pentru infrastructura rutieră. Așadar, Neamțul vrea să fie primul județ din țară care promovează proiecte de investiții de așa învergură, proiecte pe care vrem să participăm la alocarea fondurilor pentru Programul Național de Dezvoltare Locală. Fonduri destinate dezvoltării județelor și fonduri care se atribuie prin Ministerul Dezvoltării Regionale a României. După cum bine știți, săptămâna trecută am avut la Neamț vizita viceprim-ministrului Sevil Şaideh, o vizită extrem de importantă și de utilă, pot să spun, pentru că am avut discuții cu primarii județului Neamț, cu aparatul de specialitate a Consiliului Județean Neamț. Am înțeles ce trebuie să facem, ce ne dă voie Programul Național de Dezvoltare Locală să facem și să investim în județul Neamț. Eu astăzi, în plenul Consiliului Județean Neamț, am făcut o informare colegilor mei, consilieri județeni, despre proiectele pe care Consiliul Județean Neamț le supune votului plenului Consiliului Județean, proiecte care, așa cum am spus, vor dezvolta infrastructura de sănătate din județul Neamț și infrastructura rutieră. Așa cum am arătat și în plenul Consiliului Județean, pe infrastructura de sănătate vom avea 4 obiective. Toate 4 însumează aproape 100 de milioane de lei investiții. Niciodată, pot să spun, în județul Neamț nu s-a investit o așa sumă în sistemul de sănătate. Vom construi o stație nouă de primire urgență, UPU, la Neamț. Valoarea ei va fi de 16.360.000 de lei, extindere unitate primire urgență. Vom construi un pavilion de secții medicale. Practic, vom mai construi încă un spital legat de Spitalul Județean de Urgență, în valoare de 53 de milioane. Deoarece noi credem că zona Băii Muntelui, de la viaductul de la Poiana Teiului, toată zona aia e puțin izolată de serviciile medicale imediate, vrem să construim acolo un pavilion, un centru multifuncțional de sănătate la Poiana Teiului, care să aparțină de Spitalul Județean de Urgență, și acolo vor fi alocate 16 miliarde. Și de asemenea, pentru că ne vrem un județ modern din punct de vedere al infrastructurii de sănătate, vrem să construim 5 heliporturi în județul Neamț, unul la Roman, unul la Piatra Neamț, unul la Târgu Neamț, unul la Bicaz și unul la Poiana Teiului, pentru că vrem ca atunci când chiar avem urgențe grave, elicopterele serviciului SMURD să poată să aterizeze în aceste zone ale județului Neamț și astfel să putem să contribuim la salvarea de vieți omenești.
Cam astea ar fi investițiile pe infrastructura de sănătate din județul Neamț. Dacă ne referim strict la sănătate, cred că aici am putea să introducem și ceea ce facem la Dragomirești pentru serviciile sociale de toate palierele. Acolo facem o investiție de 22 de milioane de lei, banii avem deja alocați și vrem ca cei care, din păcate, au o stare de sănătate precară, oameni cu dizabilități, oameni cu diferite handicapuri, să poată să beneficieze de condiții occidentale de asistență medicală. Ăsta e și motivul pentru care am vrut să construim acest centru de servicii sociale la Dragomirești. Pentru infrastructura rutieră din județul Neamț, și aici vorbim de drumurile județene care sunt în atribuțiile Consiliului Județean Neamț, am introdus și vrem să modernizăm toate drumurile județene din județul Neamț. Sigur, este un program ambițios, este un program care ne solicită, dar e bine că ne solicită, și vrem să atragem de la Ministerul Dezvoltării Regionale 457 de milioane de lei pentru drumurile județene. Alături de drumurile județene am făcut un inventar și am inventariat toate podurile cu probleme din județul Neamț care sunt pe raza drumurilor județene. Și avem 48 de poduri pe care o să le modernizăm în valoare de 76 de milioane de lei. Total sume, prin Programul Național de Dezvoltare Locală pe care Consiliul Județean Neamț o solicită Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, este de 616 milioane de lei, 933.672. Contribuția Consiliului Județean Neamț va fi de 36.893.267. Eu cred că astfel reușim să facem din județul Neamț unul din primele județe cu infrastructura rutieră pusă la punct, prin ceea ce înseamnă drumurile județene, drumurile naționale. Aici mă întorc puțin la problema drumurilor naționale. Am reușit în toamnă, așa cum știți și dumneavoastră, să reabilităm o parte din drumurile naționale, urmând ca în primăvara acestui an să intervenim pe restul drumurilor naționale din județul Neamț. Avem promisiuni de la Compania Națională de Drumuri și Autostrăzi că vom primi fondurile necesare să reabilităm toate drumurile naționale. Va rămâne un singur drum cu problemă, pentru că aici căutăm soluția tehnică. Și acest drum este cel care leagă Bicaz Poiana Teiului. Și dumneavoastră știți, ați mers pe el de foarte multe ori. Este un drum cu probleme foarte mari de alunecări de teren și încercăm să găsim, împreună cu specialiștii de la Compania Națională de Drumuri, soluția corectă din punct de vedere tehnic să reabilităm și acest drum național. Eu cred că vom găsi soluția. Sigur, trebuie să vedem cu banii cum o să stăm, pentru că este o investiție extrem de mare, dar eu am convingerea că vom reuși să facem în următorii ani și acea investiție. În drumurile județene sunt prinse, așa cum am spus, toate drumurile, inclusiv axialul care leagă Bicaz de Ceahlău, un drum extrem de important pentru turismul din județul Neamț. Și eu spun că alături de drumurile comunale, pentru că ceea ce v-am prezentat astăzi aici sunt proiectele pe care Consiliul Județean Neamț le propune spre finanțare Ministerului. Dar pe lângă
proiectele pe care Consiliul Județean Neamț le propune spre finanțare sunt proiectele propuse de autoritățile publice locale din județul Neamț. Ceea ce înseamnă drumuri comunale, poduri, creșe, grădinițe, școli. Avem foarte multe proiecte depuse. Eu cred, sper ca județul Neamț să fie între județele fruntașe ca alocări de fonduri de la Ministerul Dezvoltării, așa cum a fost și în PNDL 1, unul din județele cu cele mai multe fonduri alocate, în jur de 6.500 de miliarde au fost atunci. De data asta, eu cred că o să fie mult mai mult, ceea ce ne bucură, și dacă reușim noi, județul Neamț, Consiliul Județean pe drumurile județene și autoritățile publice locale pe drumurile comunale, să facem aceste investiții, infrastructura din județul Neamț va fi pusă la punct. Așa cum am spus, alocăm și pentru infrastructura de sănătate. Sigur, mai sunt multe de făcut, așa cum spune o vorbă, mai este mult până departe, însă important e că ne-am apucat serios de treabă împreună cu colegii mei vicepreședinți aici alături de față. Am promis atunci când am venit în fața plenului Consiliului Județean că vom moderniza infrastructura din județul Neamț. Așadar, ne-am apucat de treabă și sper că în următorii ani, atât cât e mandatul meu de președinte al Consiliului Județean și a colegilor mei, să reușim să facem ceea ce am promis locuitorilor județului Neamț și ceea ce așteaptă oamenii de altfel de la noi. Îmi doresc ca și primarii municipiilor, orașelor și comunelor din județul Neamț să-și facă treaba și să aplice pentru aceste fonduri, să facă proiecte, să-i implementeze proiecte pe fondurile Ministerului Dezvoltării, pentru că astfel putem să modernizăm tot județul. Acolo unde primăriile nu vor aplica cu proiecte, din păcate, eu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Neamț, n-am ce să fac, că nu mă pot băga peste treaba primarului. În concluzie, îmi doresc ca și Piatra Neamț și Roman și Târgu Neamț și Bica și orașele și toate comunele să atragă cât mai multe fonduri pe Programul Național de Dezvoltare Locală. Înainte de a încheia, o să-i dau cuvântul și colegilor mei vicepreședinți să vă spună câteva cuvinte, după care vom trece la sesiunea de întrebări. Domnul Dulamă. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, într-adevăr, este o ședință extraordinară pe care cetățenii județului Neamț o așteptau de mult. Și, punctual vorbind, cred că problema sănătății cetățenilor din județul Neamț și problema drumurilor va fi rezolvată în mare parte, pentru că județul Neamț este un județ cu un potențial turistic extraordinar, dar foarte mulți oameni spuneau, chiar și la târgul de turism de la București, că mai trebuie lucrat un pic la drumuri și bineînțeles că și problema sănătății va fi rezolvată, așa cum spunea și domnul președinte, în părțile de departe, dacă putem spune așa, pentru că era foarte greu și ați văzut și dumneavoastră să vină oameni de la Borca, oameni de la Baia Nateliu, de la Fărcașa, să ajungă până la spital la Piatra Neamț. Odată cu implementarea acestor proiecte și investițiilor făcute în sănătate și în infrastructura rutieră, vor fi rezolvate foarte multe probleme. Nu pot decât să spun încă o dată că majoritatea din Consiliul Județean, în calitate de vicepreședinte, și pot să spun că această majoritate a lucrat și va lucra în continuare în folosul cetățeanului din județul Neamț, și nu pot să remarc de asemenea că și colegii noștri din Partidul Național Liberal au înțeles în ultimul ceas că
pot să fie, să ne fie parteneri în aceste proiecte de hotărâre. Mulțumesc, domnul președinte, încă o dată pentru că ați reușit prin poziția dumneavoastră și a noastră, a majorității, să putem aduce investiția cu adevărat în județul Neamț. Mulțumesc, domnului vicepreședinte Dulam. Am să-i dau cuvântul domnului vicepreședinte Asaftei. Eu nu aș vrea să repet ceea ce a spus și domnul președinte și colegul Dulam. Vreau doar ca să ne fac o precizare că efectiv ca cetățean, dar și ca vicepreședinte al Consiliului Județean, care mă ocup de investiții, mă sunt mândru că astăzi, într-adevăr, participăm, așa cum spunea și președintele, la o zi istorică de mândrie a atragerii fondurilor, a atragerii banilor, a investițiilor în județul Neamț. Aici nu este vorba de a ne aprecia reciproc unul pe altul sau unii pe alții. Trebuie să subliniem însă efectiv aportul domnului președinte Arsene la tot ceea ce se întâmplă la această oră vis-a-vis de ceea ce s-a aprobat astăzi în ședința Consiliului Județean. Este un lucru extraordinar de important. Sigur că ne consultăm, luăm măsuri împreună, ne punem de acord, dar trebuie să înțelegem că acel stat pe la București, apropo de desele, cum să vă spun mai corect, acele dese plecări la București sunt plecări de lucru, adică sunt plecări pentru a face ceva bun pentru acel județ. Și iată că rezultatele se văd. De aceea, sigur, aș vrea ca să mulțumesc în numele colegilor și în numele personal, domnule președinte, pentru acest efort pe care îl face și rezultatele se vor vedea. Precizez încă o dată, nu sunt un om care să umblă cu laude și cu sistemul ăsta de aveți un puf pe partea dreaptă sau pe partea stângă. Este o realitate și trebuie să o recunoaștem. Ce este însă foarte important de că nu ne vom opri cu investițiile la acest nivel. Și aș vrea ca să înțelegeți că mai avem în atenție câteva chestiuni pe care sperăm noi să vină într-un pachet viitor. E bine că ceea ce s-a aprobat astăzi va prinde contur și veți vedea. Și aș vrea ca să amintesc în această conferință de presă ceea ce am mai spus. Iată că domnul președinte a făcut o dată precizarea că vom rezolva axialul. Un drum extraordinar de important. Și din modul de vedere turistic, din modul de vedere strategic și din modul de vedere, dacă vreți spunea asta, facilităților medicale, apropo de transportul celor de pe Valea Muntelui, dar iată că venim cu acea infrastructură acolo spitalicească care va rezolva multe probleme spre spitalul Micaș sau spre spitalul de la Piatra Neamț. De asemenea, avem o propunere pe care va trebui să facem și studii de efectabilitate în mod categoric. E vorba de telecabina Dorău Cabanadoche. E vorba de asemenea de a dezvolta o pârtie de schi pe platoul Ceahlău. E vorba de dezvoltarea turistică apropo de lacul Izvorul Muntelui, facilități pentru investitori. Drumul Pelerinul și, nu în ultimă instanță, stațiunea Oglinzi. De ce vă spun astea? Pentru că este foarte posibil ca să atragem fonduri pentru dezvoltarea acestei laturi, pentru că vom ridica efectiv județul Neamț la un standard absolut în ceea ce vrea să turismul, dar să nu uităm că, sigur, infrastructura rutieră și sănătatea, în primul rând, sunt prioritare, e posibil să intrăm și în unele parteneriate public-privat. Asta așa că vă dau o informație acum de primă mână. Deci suntem preocupați, în ultimă instanță, pentru a face tot ceea ce este posibil ca, sigur, cetățeanul județului Neamț și cetățeanul din altă parte, de aiurea, de unde vreți dumneavoastră, să se simtă bine în acest județ. Cu cât vom atrage mai mulți turiști, cu cât vom atrage, aș zice, mai multe investiții, cu atât, sigur, ăsta e așa un adevăr adevărat, vom atrage interes pentru acest județ și o dezvoltare economică pe măsură. Vă mulțumesc pentru atenție și încă o dată felicitări, domnule președinte, pentru efortul. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Întrebări. Vă rog. Ați prezentat tot acest pachet pe categorie. Nu ne-ați spus, atunci nu ne-am înțelesul foarte clar și ce-am spus, dar nu ne-am înțeles. Care e termenul pe care îl utilizați? Adică, toate investiții
Noi sperăm ca mare parte, știu dacă o să reușim pe toate, eu sper să fie toate incluse, să primim finanțare pentru toate, dar după ce proiectele noastre vor trece de partea de analiză de la Ministerul Dezvoltării, eu îmi doresc și sper că în termen de, nu știu, o lună și ceva, să fie dat ordinul de ministru pe aceste investiții. După care începem procedurile de licitații, de contestații. Aceste investiții se vor face în acest mandat de 3 ani și cât ne-a mai rămas. Eu sper și îmi doresc ca în 2 ani de zile să finalizăm toate aceste investiții, pentru că de acolo nu mai ține de noi, ține de constructor, de vreme, de important e să avem alocată suma de bani. Și dacă ne ajută Dumnezeu, în 2 ani de zile avem rezolvat tot ce am vorbit astăzi aici. Nu știu cât și câți realizează dimensiunea investițiilor pe care le-am propus astăzi plenului Consiliului Județean. Eu vă spun că e vorba de o muncă titanică și va fi o muncă susținută, pentru că una e să ai în executare 2, 3, 4, 5 proiecte și una e să ai în executare 100 de proiecte început odată cu 50 de constructori, cu tot, adică va fi o nebunie. Ceea ce e bine, în sensul bun al cuvântului, e bine. De-aia vă spun, ulterior vor fi echipe mixte din Consiliul Județean, constructori, în teren, și la poduri, și la drumuri, se vor ivi probleme. Dar, da, eu, din punctul meu de vedere, voi fi mândru să realizez aceste investiții în mandatul meu de președinte. Alte... Vă rog. După cum vi s-a spus și dumneavoastră, de fiecare dată când ați fost în vizite pe la turmurile județene și domnul de la sate, mulți oameni se plâng de transportul care trece pe acele domnul, care se distrug acele turmuri. Pe valea multor, panoare de lemne cu 80 de tone, 70 de tone. Recent, înainte de alegerea zile, sau comună, da. Da, deja vreau să propun Inspectoratului Județean de Poliție Neamț un protocol de colaborare cu instituția Consiliului Județean Neamț. Vom pune limitatoare de greutate pe toate drumurile județene. Nu voi mai accepta niciodată ca drumurile județene modernizate să fie traversate de camioane cu tonajul peste limita maximă admisă pe axă. Eu vreau să reconstruim aceste drumuri, dar vreau să le și păstrăm în condiții bune. Așadar, vom avea parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție Neamț și eu cred că cei care astăzi își mai permit să traverseze drumurile județene și naționale cu tonaj peste limita maximă admisă vor avea probleme, spun eu, pentru că eu cred că poliția română trebuie să-și facă treaba. Este o propunere pe care domnul vicepreședinte a făcut-o, probabil o să-mi explice și mie și o discutăm și dacă credem că e viabil din punct de vedere al economiei, din punct de vedere al turismului, a strategiei de turism pe care o gândim pentru județul Neamț, sigur vom susține. Haideți să vă spun ceva, orice idee pe care o are
unul din colegii mei vicepreședinți, unul din colegii din plenul Consiliului Județean, așa cum am spus și colegilor mei de la Partidul Național Liberal. Încă aștept ziua aia în care un coleg de-al meu de la Partidul Național Liberal să vină cu o foaie să zică: domnule, uite, aici am gândit eu un proiect pentru județul ăsta, eu, liberal convins, și cred că e și liberal proiectul ăsta, mă susțineți să-l implementez. Până astăzi, trebuie să recunosc că n-a venit niciunul. Așadar, salut ideea domnului Asaftei. Sigur că vom face studii de oportunitate, de fezabilitate, dacă din punct de vedere al... Poftim? De-aia vă spun, trebuie să discutăm, nu am discutat, recunosc până acum, să orice idee bună care se susține, Consiliul Județean Neamț și președintele Consiliului Județean o va susține. Dacă îmi permiteți, vă rog, domnule vicepreședinte. De ce? Mă numesc Geanina Bustea. E bine că v-ați prezentat. N-am mai întâlnit de multe ori. E bine că v-ați prezentat, e perfect. Nu sunt Geanina Bulai. Deci sunteți Geanina Bustea și e bine că v-ați prezentat. Să ne înțelegem. Zone protejate există peste tot. Un coleg de-al noastră chiar a scris un articol pertinent vis-a-vis de niște opinii în care se vorbește de și în zona protejată Buceci și în altă parte se poate intra, se poate ajunge și putem face turism. Întrebarea mea, pentru foarte multă lume, e de ce în Neamț, în masivul Ceahlău, unde se devastează pădurea, unde se intră cu drujba într-un mod barbar, unde trec mașini și camioane cu zeci de tone, cu tonaj peste măsură și destrug tot acolo, nu mai invocăm zona protejată, chiar dumneavoastră pe presă, și o invocăm când este vorba de a ne dezvolta turistic sau economic. Asta este o primă problemă. A doua chestiune, un bun ascultător așa, trebuie să avem o poziție, a zice o pozitivă vis-a-vis de asemenea idei, de asemenea propuneri, deoarece totul pleacă la idee, la cuvânt. Deci sigur că le vom discuta. Sunt multe probleme care discutăm cu domnul președinte. Vom discuta și această chestiune. Așa cum anul trecut mi se părea că axialul, când am vorbit de el și ne-am mers pas cu pas și am prezentat peste 100 ceva de imagini, că acolo e un dezastru, am discutat cu domnul președinte, a luat în calcul asemenea variantă, asemenea problemă și iată că sperăm că în acest an să rezolvăm o asemenea arteră care este deosebit de importantă pentru dezvoltarea stațiunii de rău și dezvoltarea turismului în Neamț. Deci eu vreau din partea presiei o atitudine, lăsând ironiile și perdafurile, că eu sunt prea versat în chestiuni de genul ăsta ca să cadă în campane ieftine. Dar trebuie să înțelegem o dată și e o rugămintea mea către dumneavoastră că trebuie să pozitivăm puțin mesajul către cetățeni și nu să vedem așa într-o formă derizorie sau de o altă natură, într-o mică bășcălie, o propunere venită din partea cuiva. Orice propunere o discutăm, o analizăm în această formulă al PSD, al de PMP și încercăm să venim, sigur, în sprijinul cetățean. Pe orice chestiune. Deci, repetăm o dată, invocarea că e zonă protejată nu ține momentul în care vrem să dezvoltăm ceva. Legele sunt făcute de oameni și oamenii le pot schimba. Am această credință. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Altă întrebare, vă rog. Dar haideți să punem întrebări pe subiect, pe ce am făcut astăzi, că e prea important subiectul de astăzi, ca să ne ducem pe alte zone. Oricând vă răspund cu mare drag la întrebări pe orice alte subiecte, dar astăzi aș vrea să discutăm despre ceea ce am discutat în plenul Consiliului Județean. Mulțumesc. Vă rog. Nu mai aveți? Am înțeles. Așa mai eu o a doua. Vă rog. Legat de ce s-a discutat azi, măcar parțial. Ați vorbit, apropo de această infrastructură de efectul ei de turism. De lucrăm, ajungem la turism. Asta e și scopul. Exact. Țintile astea, într-o obiectivire de termen scurt și de lume, cam 18 luni, n-am auzit nimic, măcar ca pe
Timișoara. Da, am să vă răspund la întrebarea asta. De-aia v-am spus, aș fi vrut să nu discutăm astăzi despre stațiunea Oglinz, despre telegondole, despre astele. Era prea important subiectul, dar dacă tot am ajuns... Bun. Intenționez în perioada următoare, deja am făcut adresa către Ministerul Apărării Naționale, să încercăm să reluăm stațiunea Bălsătești în portofoliu, îl avem, de fapt, în portofoliul județului Neamț, dar este dat în concesiune, să luăm stațiunea Bălsătești înapoi de la Ministerul Apărării, să reușim să finalizăm negocierile cu SIF Transilvania pe stațiunea Oglinz și să creăm o societate de turism care să administreze stațiunea Oglinz, Bălsătești și Negulești. Toate aceste trei stațiuni să le includem într-un program de dezvoltare balneoclimaterică în județul Neamț și să le facem centre de profit pentru județul Neamț. Dar, încă o dată v-am spus, e o discuție mult prea amplă, mult prea frumoasă, pe care aș vrea să o facem în altă conferință de presă, pentru că vreau să vin cu date. Astăzi am vrut să discutăm mai mult despre ceea ce am discutat aici, pentru că, din punctul meu de vedere, este extrem de important pentru economia județului și pentru ceea ce vrem să facem cu județul Neamț. Dacă mai sunt întrebări. Dacă nu, vă mulțumesc pentru atenție. Zi bună!